are o cotă de extracție de 20% anuală a populației de urși, cu precădere la urșii care fac probleme. Diana, acum, legat de numărul urșilor. Noi, în momentul de față, nu avem niciun studiu genetic. Am plătit. România a plătit un studiu genetic cu care domnul Tanțoș Barna se laudă de ceva ani. Din 2022 se tot laudă, de 2 ani de zile se tot laudă că se termină săptămâna asta și de 2 ani de zile nu se termină. Adică suntem în 2024 iulie, acest studiu genetic, ca să numărăm câți urși avem, a început în 2022. 2 ani jumate mai târziu, studiul încă nu s-a terminat. O întrebare realistă este de ce am plătit acest studiu și astăzi nu avem un număr de urși pe care să putem să dăm aceste cote în mod științific, care era necesar, toată lumea spunea că este necesar. Da, iată, așteptăm niște tragedii și nu ne bazăm pe niciun fel de date reale pentru că nu le-am strâns așa cum ar fi trebuit. Repet, studiul e plătit, ca să înțelegem despre ce vorbim. Al doilea lucru, legile care au fost date prin Parlament în ultima vreme au venit ca un răspuns la lobby-ul vânătorilor, să ne fie foarte clar. Legea aceasta care se discută astăzi, urcată pe o tragedie, pentru că este o tragedie ce s-a întâmplat, ea vine și spune așa. Avem din anul 2024 o cotă de 500, aproximativ 500 de urși care vor putea să fie extrași din anumite zone și eliminați, și în anul 2025 alți 500, aproximativ 500. Bun, dar nimeni nu spune că, practic, vânătorii care se vor duce și vor face vânătoarea pe aceste cote, nu se vor duce și vor elimina urșii periculoși, nu se vor duce și vor elimina urșii de la stâne, urșii care sunt care au venit mai spre orașe, urșii care sunt pe lângă tomberoane, urșii care merg pe potecile sau în traseele montane. Vânătorii aceștia se vor duce și vor împușca dintr-o anumită zonă urși din anumite zone care apoi, ce să vezi, nu vor face loc, că discursul național este astăzi al vânătorilor, este dacă vom scădea numărul de urși, urșii care sunt astăzi problematici se vor duce înapoi în pădure. Nu. Urșii habituați, care s-au obișnuit să se ducă pe lângă orașe, pe lângă stâne, ăia sunt probleme și vor rămâne acolo chiar dacă vor fi mai puțin urși în pădure. Deci realitatea este că astăzi noi avem nevoie de o lege care să permită primarilor să intervină mai rapid în momentul în care au urși ajunși în orașe. Aici este o problemă foarte mare, pentru că astăzi riscă dosar penal dacă nu urmează 100 de etape. Deci aici este o problemă. Un urs care a ajuns într-un oraș, este clar că nu se va mai întoarce, este habituat. El știe deja că acolo va găsi mâncare, este clar că ăla e un pericol. Acel urs, din păcate, absolut, în cele mai multe cazuri va trebui să fie eliminat. În al doilea rând, cu privire la ce se întâmplă cu urșii din pădure. Păi România, prin executiv, nu accesează fonduri de prevenție. Suntem una dintre puținele state, ne-am dus la nivelul Comisiei Europene, avem mai multe state accesează fonduri ca să ajute stânele să își pună garduri electrice, să acceseze fonduri pentru a avea câini specializați în acest domeniu. Noi nu accesăm aceste fonduri și după aia pe principiul că merge și așa. În loc să venim cu niște soluții reale, din păcate ne urcăm. PSD și PNL se urcă pe o tragedie și dau în continuare niște legi tot pentru vânători. Care ar trebui să fie acest